înainte cu piesa asta, ne-am simțit așa că la festival. Cătălin Stribea, bine ai venit. Salutare, bine v-am găsit. Ce mai faci? Cătălin a pregătit rațiunea zilei și ce să facem? Uite, suntem foarte curioși să vedem despre ce ne povestești astăzi. Despre droguri, cel care a fost marele subiect pe care, mă rog, sigur îl discutăm acum emoțional, dar el e în România de mult mai multă vreme. Adică numai dacă nu vrei, nu-l vezi. Faci o legătură cu evenimentul din ultimele zile? Da, sau da, da, așa, în general? Da, toată lumea știe ce s-a întâmplat în ultimele două zile, nu? Doi copii care au murit la festival, na, că acolo s-a întâmplat. Dar ei bănuiesc că nu erau la prima experiență legată de chestiunea asta, dar merită să spunem ce-i și în anii trecuți, nu? Adică despre asta e vorba. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Știrea o știți, doi copii au murit cu droguri, supradoză, cum s-ar chema, sau cine știe ce-o fi fost în pastilele alea. Întâmplarea e că e la festival. Festivalurile sunt atracția oamenilor care vând astfel de pastile, pentru că e un mediu în care se vinde foarte ușor. Cinci au ajuns la spital. Mă rog, acum, sigur, se caută măsuri, vinovați, lumea se uită când în stânga, când în dreapta, unde o fi problema. Problema e un pic mai complicată, pentru că România nu prea vrea să admită așa în general că e o țară în care se consumă droguri, știi? La noi e cu tranzitul, sunt unii acolo, nu sunt chiar unii acolo, să vă zic datele oficiale. Datele oficiale comunicate de doamna ministru al Muncii și Familiei, vă știți pe doamna ministru, doamna Firea. Așa. Ea a postat pe data de 23 mai, surpriză, această cifră în care zice, domnule, da, în România sunt 1,2 milioane de oameni care au încercat măcar o dată, într-o formă sau într-alta, un drog. Fie el ușor sau mai greu. Băi, 1,2 milioane de oameni în momentul ăsta e 10% din populația adultă a României, nu? Că eu mă gândesc că atâta mai suntem vreo 15-16 milioane pe aici și suntem adulți. Deci 1,2 milioane de oameni au încercat într-un fel sau într-altul. Asta spune doamna ministru. Deci de aici începem. Dacă te uiți pe raportul de anul trecut, dar care privește anul 2019, deci raportul privind din 2020 de la Agenția Națională Antidrog. Agenția Națională Antidrog zice așa, dom'le, de la noi s-a cam stabilizat situația, românii preferă să consume, deci din ăștia 1,2 milioane, trag concluzia, românii preferă să consume în primul rând noile substanțe psihoactive, vedeți, eu nici nu știu ce înseamnă asta, NSP se numesc, 6,3%, urmat de cannabis 6,1%, cocaină 1,6%, că asta e scumpă, dar și medicamente, ecstasy 1%, heroină 0,9%, LSD 0,5% și așa mai departe. Deci există, să atent, statistici. Oamenii ăștia care consumă, lista poate continua. Știți care e lucrul pe care nu știm, că nu ne uităm la raportul ăsta în general, adică nu avem de ce să ne uităm, ne-am uitat acum că au murit doi oameni. Dar, de fapt, în 2019 muriseră 54 de cetățeni ai României care consumaseră droguri. Adică mulți. Noi nu îi vedem, aici am văzut pentru că a fost un festival mare în București unde este multă presă. Dar adevărul e mult mai complicat. Îi vedem, Cătălin, dar am impresia că uităm la fel de repede cum îi vedem. Să ne aducem aminte de cazul lui Răzvan Ciobanu, care se întorcea de la mare, de la o petrecere din club și a făcut accident mortal. S-a discutat foarte mult și atunci, însă după care apele s-au liniștit așa și mai vedem pe la televizor știrile acelea când poliția rutieră oprește șoferii din trafic și depistează, cum e expresia aia, sub influența substanțelor interzise. Da, nu numai alcoolului, știi? Substanțelor, da. Nu știu ce se întâmplă. Trebuie, istoria se repetă și... Sunt, potrivit acestui raport, în 2020 față de 2019, au fost depistați de două ori și jumătate, aproape mai mulți, oameni care conduceau sub influența substanțelor. Ei nu dau o cifră aici, că și eu aș fi curios. Băi, de la cât la cât v-a crescut? Și că sunt niște pastile care se pun sub limbă și cu ele se verifică chestiunea asta. Și aici e o situație în care... și să vă mai zic ceva. Din multitudinea asta de oameni despre care vorbim, în anul 2019, 4.000 au cerut ajutor. Adică au ajuns în diverse zone de
dezintoxicare, dar nu știu cât i-a ajutat. Iar lucrul pe care nu-l vedem, și la asta nici nu ne pricepem într-o totul și nu ne dăm seama cum poate fi făcut, este o politică coerentă, atentă, programatică de educație și de supraveghere a acestor oameni. Noi avem o lege, de exemplu, care te bagă la închisoare pentru cannabis, știi? Dacă ai țigară de cannabis la tine sau ai o cantitate un pic mai mare decât o țigară, poți să ajungi la pușcărie, unde să stai o perioadă bună de timp, unde poți să înveți multe alte lucruri. E același cannabis pe care în Olanda îl cumperi de la magazin. Da, exact. Și aici avem pedepse și avem și o atitudine de pedepsă. Oamenii ăștia, copiii ăștia sunt victime, adică nu sunt neapărat niște descreierați, niște dezaxați. Eu chiar mă gândesc să fac România în direct, poate mâine, poi mâine, să ne povestească oamenii cât de ușor e să cumperi droguri. Na, uite că e Alexandra aici, la festival. Nu ratează niciun festival, Alexandra, cred că ar putea să ne spună. Eu am fost la festival, să știi că în jurul meu nu prea am văzut, însă am sesizat momentul în care s-au alertat pompierii și mi-am dat seama că e ceva neregulă. Probabil fusese luat puștiul în ambulanță și dus direct la spital. Mai observați, Alexandra, un comunicat al Agenției Naționale Antidrog? Da, am văzut că s-au împărțit apele în două. Multă lume spune că nu e ok ceea ce comunică Agenția Antidrog, ceea ce a comunicat zilele acestea pe Facebook. Practic a acceptat o realitate care e acolo și nu e doar în România, nu se întâmplă doar în România, se întâmplă la toate festivalurile sau evenimentele mari din toată lumea. Faptul că există mari șanse să se consume aceste substanțe, droguri, și mai degrabă să faci educație decât să îi dai peste mână. Mi se pare corect mesajul lor, să știi. Și eu sunt de aceeași părere. Ei vorbesc cu oameni care deja au problema noastră, nu cu noi, cu restul societății. Acei oameni trebuie informați, lor trebuie să li se spună ce să facă în caz că au luat ceva urât, greu sau care le face rău de adevăratele, și tot ei trebuie conștientizați că așa noi, la modul general, care nu consumăm sau nu ne apropiem niciodată, trebuie să fim învățați în primul rând despre copiii noștri și ce probleme au oamenii ăștia. De asta comunicarea se face oarecum în sens invers, știi? De asta ți se pare că statul acceptă, dar statul acceptă într-adevăr că are o problemă aici și comunică, ok, uite ce să faci, bea apă, noi te ajutăm, putem să-ți oferim asta. Nu combina nu știu ce cu nu știu ce, exact, băutură cu așa. Da, noi rămânem la mesajele noastre cu evitați consumul de grăsimi și cu alte alea, dulciuri și așa mai departe. Dar eu cred că România are o problemă destul de mare cu chestiunea asta, cu consumul de droguri. Pe mai e și oficial 1,2 milioane de oameni. Dar să știi, Cătălin, că citisem, cred că în urmă cu câteva luni, un studiu făcut la nivel mondial, că a crescut foarte mult consumul de droguri după ăștia 2 ani de pandemie. Da. Pentru că oamenii ies din case și efectiv nu mai au control. Da, da. Mulțumesc, Cătălin, mulțumesc, Alexandra. Ne reîntâlnim și mâine la Rațiunea Zilei. All I wanna do is turn it up. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM.